Un bărbat din Bacău a păcălit angajații unei societăți comerciale din Târgu Jiu. Acesta a cerut remiterea unor cartele reîncărcabile a câte 25 de euro fiecare, ulterior solicitând transferul sumei de 1350 de euro într-un cont bancar. Polițiștii din cadrul IPJ Gorj l-au identificat pe host și l-au reținut pe acesta pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și au introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 42 de ani din județul Bacău, bănuind de săvârșea infracțiuni de înșelăciune. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 27-29 iulie anul curent, cel în cauză, prin intermediul unui telefon mobil, ar fi determinat angajații unei societăți comerciale din municipiul Târgu Jiu să îi remită 15 corduri de reîncărcare a unor cartele telefonice și suma de 1350 de euro. Bărbatul a fost prezentat în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Te rog frumos, ia unde îți cai microfonul, da? Du-te-mă de ce cu microfonul, domnule. De ce te-ai dat drept ruda patronului? Păi... Pentru prevenirea unor astfel de situații, polițiștii vă recomandă să manifestați prudență în cazul în care sunteți contactați telefonic și să nu dați curs solicitării de a trimite bani. De asemenea, nu oferiți niciun fel de date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutorul de la capătul firului.